Fii atentă la treaba asta. Mamă, ce mică e! Hey guys, ce faceți? Toate bune? Mă bucur să aud. Ei bine, după cum vedeți, eu am filmat un episod nou de magie pe Omegle și vreau să spun că a ieșit foarte, foarte tare, ba chiar a ieșit, din punctul meu de vedere cel puțin, a ieșit mult mai marfă decât celălalt episod. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care apar în acest videoclip în ideea că gen și-au dat acordul ca să apară în vlogul meu și fiți pregătiți, deoarece urmează să vedeți niște numere de magie foarte, foarte marfă, chiar dacă în anumite momente s-au întâmplat niște chestii puțin mai ciudate, dar mă rog, asta o să vedeți voi în cele ce urmează. Exact. Salut! Cânti la chitară? Nu? Ești magician? Hai că vreau! Hai! Și chestia este că eu mă chinui de câteva luni la asta și am reușit să descoper într-un final o metodă prin care să le rezolv și arată ceva de genul ăsta. Fiți atenți! What the fuck? What the fuck? Asta are hack-ul! Salut! Stai, te cunosc de undeva. E sigur? Ești magicianul Antonio? Da. 2,30 m, cât ai? 20. Salut, bărbosule! Mamă, ce m-am speriat! Ce faci, bă, brășeală? De unde ești? București, tu? Aole, dacă ești în București, lasă, scăpași nejurat. De ce mă aveți cu ăștia din București? Lasă-mă! Păi uite, deci... Hai că am treabă să caut... Uite, explică-mi tu, Mane, ceva. Cum mai putea să înjuri pe cineva care face ceva atât de mișto? Ia uite! A? A, uite-o! Bă, mă lași în față! Ia stai că e interesant aici! Ia văd, mai fă o dată, să mor eu! Cum mai putea să înjuri pe... Uite, bine, fie. Vezi cartea? Da. Să mă bată, mama! Bă, că bătui inima mai tare! Vreau să-ți alegi o cifră. Selectează una, dar ține-o în gând, nu o spune, nu nimic. Doar ține-o pentru tine. Ok. Ok? Ai ales o cifră? Rău. Da. O să încerc să-mi dau seama ce cifră este. Și cred că... E cumva o cifră... E una... Nu e o cifră mare. Asta știu sigur, că nu este o cifră mare. Cred că, dar totuși cred că este undeva pe la mijloc. Dacă nu mă înșel, cred că este o cifră destul de medie și cred că este un... Nu este un 5, nu, este un 4 cumva? Da! Ok. Și el, trucuri magice? Da. Ești senecul magic. Te știu, ai fost la umor? Ok. Sper să iasă chestia asta. 1, 2, 3 și... Wow! Bineînțeles! Wow! Nu știu dacă se vede bine acolo. Wow, șocată, sincer! Și după vine așa cu cartea, o iau, am făcut și s-a dus. Păi tine parcă te cunosc de undeva. Ești sigur? 100% sigur. Nu cred. Știi să faci trucuri cu cărți? Poate. Nu știu eu. Îmi pare că te-am văzut la România O Talent, la Ai Umor, te-am mai văzut. Ia, stai să mai încerc, uite, mai încerc o chestie foarte rapidă. Uite, băiatul cu tricou verde, cum îl cheamă? Julie, fii atent. Foarte rapid. Gândește-te la un număr de la 1 la 10. Zi-l acum. 7. Și o culoare? Goso. Inima gosie. Fii atent. Băi, ești nebun? Foarte simplă chestia asta, nu trebuie să fac nimica decât doar că mă uit așa puțin la ea. Și după... Și... Cum ai făcut asta? Crede-mă că... Ai văzut cartea? Da. În regulă, ține aminte și fii atentă, o să fac în felul următor, doar o să pun cartea chiar acolo, o să tai cărțile odată, o să mai tai încă o dată și încă o dată și încă o dată. simplu scurs și la obiect, nu vreau să fac amestecături prea complicate, nu că nu aș putea, că aș putea să încerc să fac chestii de genul ăsta așa, după o să dau cu de-astea, și după o să fac niște de-astea, și după să, dacă chiar vreau să mă sparg în figuri, încerc să fac și scheme de genul ăsta așa și bam, și ne-am separat în felul ăsta, gen, știi, dar nu vreau să ne complicăm prea tare. Gen, așa că uite, o să luăm o carte, complet la întâmplare, să zicem... Această carte este un 10 de rom. Nu știu exact ce carte ți-a aplicație, dar sper că este diferită de cartea ta, da? Este da? Ok, perfect. Și fii atentă, o să iau 10 de rom și 1, 2, 3 și... Am făcut asta... Jokerul e aici, 7 de aici, 1, 2, 3... Și Jokerul se transformă în 7-le de rom. Dar din aur ai văzut că 7-le era la mine în gură, corect? Da. Ei bine, muie, nu mai e. Da, mișto. Mai încă. Până apoi. Yes. Ai hack, mă, dar lângă. Bă, tu ai hack! Ai hack! Bă, sau fii atent, te uiți, nu prea cu privirea, te uiți bine? Și acum, fii atentă la treaba asta. Mamă, ce mică e! Păi neagră asta, dar uite, fii atent, vezi 9-le? Fii atent. Da. Îmi face 9.000 cu banii. 8-ul de treflă și cealaltă carte o să vi le arăt și pe spate și pe față, ca să nu mai existe nicio suspiciune că nu sunt niște cărți normale. Și fiți atenți ce am să fac, doar am să le pun la un loc, am să le iau și fiți atenți. 1, 2, 3 și cărțile una singură într-o totul. Yeah, she read, right? I don't have any other cards or something like this. Watch this. Oh man! And the card, it's like. Oh my god! Super small. Oh my god! Wait, te uiți cu atenție? Da. Bă, las-o! Ei bine, guys, ăsta a fost și cu episodul de astăzi. Sper că ți-a plăcut, sper că te-ai simțit bine în compania mea. Dacă ți-a plăcut și te-ai simțit bine, te invit să lași un like și un comentariu la acest clip. Și dacă vrei, poți să te și abonezi la canalul meu. După cum observi, postez niște chestii destul de mișto. Acestea fiind spuse, guys, v-am lăsat. Ne vedem în episodul următor. Și până data viitoare, guys, vă las cu această întrebare. Nu vrei să fii gata cu meu? Nu, mersi. Apreciez, dar nu vreau, mersi. Am picot ăsta de la noi, sunt băgat.